Galateni, capitolul 4, versetul 6, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată. Și pentru că s-a cântat așa de frumos, Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 5, și unul din bătrâni mi-a zis, nu mai plânge, iată că leul din Iuda, rădăcina lui David, a biruit, a luat cartea și a biruit, ca să rupă cele 7 peceți ale ei, binecuvântat să fie Domnul. Cred că nu este mai mare bucurie, siguranță, nădejde, să te simți în mâna unui Tată puternic. Dincolo de ceea ce vedem noi și dincolo de gândurile noastre, de trupul acesta uman, cred că nu este mai mare satisfacție și bucurie și nădejde să stai în mâna unui Dumnezeu puternic. Și noi suntem în locul acesta binecuvântat în mâna unui Dumnezeu puternic. Slăvit să fie Domnul. Și de aceea Duhul din noi ne învață să strigăm Ava, adică Tată. Slăvit să fie Domnul. Dragilor, vă mărturisesc că mi-este așa de uscat gâtul și îmi provoacă în continuu tusă, mai ales faptul că vorbesc, îmi provoacă mai multă tusă și aș vrea să-mi îngăduiți câteva gânduri, apoi cu siguranță ne vom ruga lui Dumnezeu și Dumnezeu din nou, din cer, să ne asculte și să ia aminte la strigătul nostru. Și fiți cu siguranță că strigătul nostru, dacă este din inimă sinceră și curată, Dumnezeu ia aminte. Și când Dumnezeu ia aminte, întotdeauna El are timpul Lui și momentul Lui. Binecuvântat să fie El. De aceea, haideți să așteptăm stăruitori și Dumnezeu să ne asculte pe toți. Dragilor, m-am gândit la câteva cuvinte din Faptele Apostolilor, capitolul 12, un text de o învățătură foarte mare pentru noi și am vrea să luăm aminte și Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare și El să ne vorbească în seara aceasta. Faptele Apostolilor, așa cum a spus versetul, capitolul 12, versetul 5, deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coaste și a zis, scoală-te, iute, lanțurile au căzut jos de pe mâini. Amin. Dragilor, în viața de zi cu zi și nu numai în viața de zi cu zi, dar în viața noastră, mulțumesc, întâlnim multe surprize. Pe drumul care mergem noi și obstacolele care ne vin, întâlnim foarte multe surprize și unele din acestea poate să fie plăcute, altele poate să fie dureroase sau altele poate să fie dezastruoase. Și ori de câte ori ne apare o veste bună, ori de câte ori primim ceva bun, ne bucurăm. De multe ori suntem dezamăgiți, de multe ori trecem prin vale. Și de multe ori din lucrurile acestea, multe decizii ne aparțin nouă. Din lucrurile acestea, deciziile de cele mai multe ori ne aparțin nouă. Și am vrea să punem preț pe lucrul acesta și să fim mai atenți în deciziile care le luăm. Sunt multe decizii care le luăm, altele pripite, altele grăbite, altele mai atent, altele cu răbdare. Și am vrea Dumnezeu în direcția aceasta să ne călăuzească. Și spune Sfânta Scriptură, că cam pe vremea aceea împăratul Irod a pus mâna pe creștini. Și în momentul în care a pus mâna pe Iacov, fratele Domnului Iisus și al lui Ioan, oamenii de acolo priveau scena aceasta, pentru că el a ajuns un martir și din martirajul acesta și din cruzimea acesta, Irod a dus prin cetate pe omul acesta și spune la un moment dat Scriptura că poporul a plăcut lucrul acesta. Și Irod s-a uitat și a zis, o, văd că îi place poporului lucrurile acestea. Și aș vrea să învățăm un lucru de aici care este de bază, dacă vreți, pentru noi în seara aceasta. Să ne ajute Dumnezeu să nu intrăm în jocurile a ceea ce plac oamenilor.
Și totdeauna să ne punem în mintea noastră și în gândul nostru ceea ce place Domnului. De multe ori aceste două lucruri se războiesc în viețile noastre, de multe ori privim la fața omului, de multe ori privim la atitudine, îmbrăcăminte și așa mai departe. Și de multe ori poate ascultăm la ceea ce plac oamenilor. Dar mai mult de atâta, Scriptura ne spune să placem mai mult Domnului. Și oamenii aceștia care au văzut martirajul acesta, a plăcut. Și Irod, cu cât mai mult, a încercat să pună mâna pe oamenii care mergeau și a pus mâna și pe Petru. Și nu doar pe Petru, și așa face diavolul și satana și încearcă și pe noi. Nu doar ei atunci, ci și noi acum. De multe ori satana încearcă să pună mâna pe noi. Și aș vrea primul lucru în seara aceasta, haideți să ne oprim din bănuielile rele, din curiozitățile rele. De multe ori și în viața mea au venit aceste gânduri și aceste curiozități care întotdeauna au dus la rău. Haideți să ne oprim și subliniez lucrul acesta, din curiozitățile rele, din bănuielile rele. Așa am crezut eu și de multe ori vă mărturisesc, am rămas dezamăgit și de rușine. Pentru că am bănuit. Dumnezeu în seara aceasta vrea să ne oprim din aceste lucruri și Dumnezeu să ne ajute din bănuielile rele și din curiozitățile rele, din criticile. Și sunt atâtea lucruri care în firea noastră umană izbesc și ne întâlnim cu lucrurile acestea. Pentru că Irod vedea că place poporului, a încercat să pună mâna pe oamenii Domnului. Așa cum a spus, Petru a fost prins, era în temniță, așa cum n-am și nu am timp să citesc tot pasajul, a pus mâna și pe Petru și un lucru foarte interesant. În timp ce Petru dormea, era păzit în temniță, în timp ce își aștepta condamnarea, spune Scriptura că în momentele acelea el dormea. Ne spune Sfânta Scriptură că biserica nu înceta să înalțe rugăciuni. Era, dacă vreți, o fierbere și o luptă acolo pentru el. Și Petru dormea. Interesant. Să stai înaintea problemelor, înaintea furtunilor, înaintea necazului, tu să stai liniștit să dormi. Să ai un Dumnezeu așa de mare. Al doilea lucru care aș vrea să-l extrag de aici, din lucrul acesta, este să spui credința în Dumnezeu. Dar și credința are o parte realistă în viața ei. Adică ce vreau să spun? Și dacă Dumnezeu nu ne scapă, noi tot îl vom sluji, așa au spus cei trei tineri. De aceea Petru stătea în temniță. Imaginați-vă și mi l-am imaginat și m-am pus eu în locul lui. Și am spus, Doamne Dumnezeule, în viața mea sunt atâtea lucruri și le-am enumerat în mintea mea, atâtea lucruri și cum pot să stau să dorm liniștit? Cum pot să stau să dorm liniștit când știu că atâtea frustrări, atâtea gânduri izbesc în viața mea, atâtea furtuni, atâtea dezamăgiri, atâtea critici, atâtea lucruri cu care mă confrunt, eu pot să stau liniștit? Doamne, cum pot să stau liniștit? Dumnezeu ne învață în seara aceasta, Petru să stea între butuci, legat în lanțuri, dormea buștean, liniștit, că știa două lucruri. Unu, ori Dumnezeu mă scapă, ori pentru mine a trăi și a muri este Hristos. Și atâta. De multe ori, și am întâlnit, nu foarte multe, pentru că dacă spun foarte multe cazuri, exagerez, am întâlnit foarte mulți oameni care au rămas dezamăgiți din anumite lucruri, că Dumnezeu i-a spus, că Dumnezeu i-a vorbit, că Dumnezeu așa, că Dumnezeu așa, și nu s-au împlinit lucrurile acestea. Ce faci atunci când nu ți se întâmplă lucrurile care ai fi dorit să le ai, să se întâmple în viața ta? Petru stătea și dormea, știind că credința lui lucrează și realistul. Pentru că în viața de zi cu zi trebuie să fim realiști de ceea ce se întâmplă. De multe ori Dumnezeu ne vorbește, de multe ori Dumnezeu
vrea să ne ajute, dar de multe ori credința noastră trebuie, dacă vrei, să atașăm și realistul care este în viața noastră, pentru că suntem umani, dar știm din cuvântul Domnului, credința este încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dar dincolo de lucrurile acestea, dragilor, trăim în realist. Trebuie să fim oameni realiști. Dar și dacă Dumnezeu nu ne scapă, noi ce facem? Petru stătea acolo. Avea siguranța aceasta că și dacă Dumnezeu nu scapă, și dacă Dumnezeu nu-l ajută de acolo, și dacă Dumnezeu, deși biserica spune Sfânta Scriptură că înălța rugăciuni pentru el, binecuvântat să fie Domnul, avem timpurile acestea care le trăim, în care ați observat, cineva e bolnav, cineva e răcit, biserica se roagă, binecuvântat să fie Domnul. Ăsta e un moment binecuvântat pentru noi, dar și dacă nu ne scapă Dumnezeu, haideți să rămânem vertebrali pe direcția aceasta. Dumnezeu este întotdeauna cu noi. Aduceți-vă aminte când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, stătea pe cruce. Stătea pe cruce pentru noi. Dumnezeu era acolo tot pe tron. Slăvit să fie Domnul. Și atunci când am trecut prin greutăți, și atunci când am trecut prin tulburări, Dumnezeu este tot acolo. Și dacă nu ne scapă, noi vom fi tot acolo cu El. Ajută-ne, Doamne, în direcția aceasta. Dumnezeu să ne ajute. Ori de câte ori strigăm spre Dumnezeu, să avem credința aceasta. Doamne, noi credem că Tu poți. Atâta cât viața am în mine și suflare, Tu poți să faci. Dar și dacă nu faci lucrul acesta, noi tot vom binecuvânta numele Tău, noi tot vom slăbi numele Tău și noi tot în Tine vom încrede. Haideți în seara aceasta să învățăm lucrurile acestea. 1. Haideți să ne păzim de bănuielile rele. Haideți să nu mai criticăm. Haideți să nu mai aruncăm vorbe așa de ușoare. Haideți că pentru toate lucrurile acestea, spune Sfânta Scriptură, vom da socoteală. Și dacă vom da socoteală, haideți să le punem la inimă. Și 2. Credința în Domnul Iisus Hristos. Puneți nădejdea în Domnul Iisus Hristos și chiar dacă nu te va scăpa, haideți să-i slujim ca cei tăi tineri. Și dacă nu ne va scăpa, împărate, noi tot vom sluji Dumnezeului. Haideți în vremea aceasta, în timpurile acestea, să avem această credință și Dumnezeu în credința aceasta în fiecare zi să ne umărească. Și chiar dacă nu va lucra așa cum noi vrem, El întotdeauna are răspunsul lui cel mai bun. De aceea ne rugăm în seara aceasta pentru lucrurile acestea. Haideți să fugim de bănuielile rele. Haideți să fugim de critici, haideți să fugim de curiozități. De multe ori în viața mea, mă dau pe mine exemplu, de multe ori în viața mea cad examenul la lucrul acesta. Așa de curios, așa de să văd ce e acolo. Dragilor, haideți să fugim de lucrurile acestea. S-ar putea într-o zi să ne facă atât de rău, încât să nu ne mai putem ridica. Dumnezeu în seara aceasta să-ți desăvârșească lucrarea și Dumnezeu în seara aceasta să asculte strigătul nostru. Dragilor, ne vom ruga în continuare pentru bolnavii bisericii, ne vom ruga pentru familiile bisericii, dacă se poate, și cred că se poate să fie afișate pentru Ducul și Dorina Borceanu, Dumnezeu să își întindă mâna peste ei și totodată peste fiul lor să aducă mântuire. Slăvit să fie Domnul. Biserica nu înceta să se roage. De aceea nu vrem să încetăm și noi, și vrem să luptăm, dar cu Domnul. El înainte și noi după. Pentru John și Maria Bout, Dumnezeu să lucreze și în familia aceasta. Pentru Borbil Viorica, Dumnezeu să binecuvinteze și Dumnezeu să se ocupe în mod special de nevoile lor. Totodată ne vom ruga pentru fiecare familie de aici din biserică, nu încetăm să ne rugăm, sunt atâtea probleme, cazuri care le cunoaștem, le știm, Dumnezeu din cer să ne asculte. Dumnezeu din cer să ne asculte și chiar dacă nu va face atunci când noi vrem, poate nu va face în seara aceasta, poate nu mâine, haideți să așteptăm răspunsul Domnului. Într-o zi Dumnezeu ne va rezolva toate problemele. Ne vom ruga și pentru un caz,
pentru s-a amintit dimineață, îl amintește acum Darius Stanciu din Spania, am înțeles că a fost operat la cap de 3 ori, Dumnezeu din cer să dea izbăvire. Și dincolo de toate lucrurile acestea, haideți să spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Ne vom ruga și pentru fratele Avram. Nu știu dacă mai sunt cazuri, să ridicăm o mână, nu știu, Domnul să vă binecuvinteze, fratele Feri, ne vom ruga pentru tinerii biserice, pentru lucrarea de aici și Dumnezeu din cer să ne asculte, să dea izbăvire și El să lucreze în viețile noastre, să rămânem încredințați că ceea ce Dumnezeu a scris pentru noi se va împlini și ceea ce Dumnezeu a scris că este al nostru, va fi al nostru. Slăvit să fie Domnul! Haideți să stăm ridicați pe picioare și înălțăm către Dumnezeu gândurile acestea și cu încredințare Dumnezeu să ne asculte. Și încă o dată zic, Dumnezeu să asculte fiecare glas din seara aceasta de aici. Amin. Plecăm.